Păi vă salut, distinși consumatori de vloguri mari, ce în vlogul de astăzi vorbim despre primul an cu Tesla Model 3 în viața mea. Acum câteva săptămâni am împlinit un an de când mi-a fost livrată această jucărie pe nume de buletin Tesla Model 3 Long Range. La exterior e roșie, la interior e albă, vom vorbi și despre interiorul alb. Și dacă regret că mi-am cumpărat mașina cu interiorul alb, vă voi spune plusuri, minusuri și vom trage câteva concluzii. Iar voi, probabil că veți face mișto de mine în comentarii ca mașină electrică și că din cauza mea se duce planeta dracului, pentru că nu mai ardem dinozauri, nu-i așa? Hai să înceapă vlogul! Mai întâi vorbim despre exterior și despre funcționalitățile sale, adică farancul ăsta pe care îl deschid cu această telecomandă pe care am luat-o separat. Vreau doar atât să zic. Jur pe roșu că nu am folosit farancul ăsta decât de vreo două ori în afară de am ține cablurile de încărcare în el. Odată am ținut niște mititei, cruzi pe care luasem de la magazin și am să nu se împută mașina și încă o dată când ne-am întors din Austria și a pus soția aici o pungă de cumpărături și cumpărase ceva pe opulență și n-a vrut să renunțe la punga aia de opulență. Era o geantă. Și mai mâncat mici cu Cătălin în Franc. Aaa, corect. Mamă, dar sunt mititei, dar nu sunt mititei, sunt măricei. Da, să vezi că mănânci mititei la mănânci este mai animalul. Mamă. Deci totul se învârte în jurul opulenței și a micilor. Este un spațiu pe care poți să-l folosești, ajută foarte mult atunci când călătorești, dacă ai multe bagaje, e ceva în plus și orice e în plus în viață e binevenit. În câte am înțeles, spațiul ăsta de aici este sigilat, adică aș putea să fac o mini piscină pentru Noel, de exemplu. Și chiar voiam să fac asta vara asta, însă a trecut vara, n-am făcut. Noel a crescut, trebuie să-i iau o piscină în toată regula, nu mai merge piscina din farancul mașinii. Plus că mai aveam eu o idee, cum ar fi să mă la cumpărături să iau un pește viu și să văd dacă reușesc să-l aduc acasă viu. Și pe aia mi-am dat seama, bă, dar dacă moare peștele, e dubios, adică e macabru și n-am mai făcut nici clipul ăla. Dar, bă, poți să faci multe lucruri cu farancul, numai că eu n-am făcut nimic. La exterior mie mi se pare că arată ca un Porsche. Uitați-vă farurile astea așa. Mie îmi place cum arată. Sunt oameni care zic că nu arată bine. Mie îmi place cum arată, mai ales cu combinația asta de jante. Eu mi-am cumpărat niște jante de la The New Aero. Sunt niște producători din Suedia. Și mi se pare că arată foarte bine cu jantele astea pe 19 inci. Combinația de roșu cu negru este pe sufletul meu, de-aia mi-am luat mașina roșie. Generația asta 2021 a venit cu astea negru mat. Pe geamurile spate și pe lunetă am pus folie. Aici bucata asta este o bucată întreagă de geam și era neagră, după care venea un degradat până la transparent aici în spate. Eu am înfoliat-o toată și inclusiv aici am mai pus o folie ca să echilibrez puțin culorile din interior, se vadă aceeași culoare, același negru când te uiți în sus. De fapt e un gri închis. O altă îmbunătățire estetică, zic eu, este acest spoiler. Știu că teoretic pe spate se numește eleron, dar ei de la Tesla așa îi zic, spoiler. Este spoilerul original care vine pe modelul Performance. Eu l-am pus pentru că mi se pare că vine foarte frumos în completarea mașinii. Sunt singurele tuning-uri pe care le-am făcut la această mașină. Folia pe spate, acest spoiler slash eleron, cum vrei să-i spune, și jantele astea pe 19, care mi se pare că vin perfect cu Tesla Model 3. În rest, este mașina care vine din fabrică și, în umila mea părere, este o mașină foarte frumoasă. Asta e și motivul pentru care am ales-o, pe lângă performanțele sale și prețul foarte bun la momentul respectiv. Spuneam mai devreme de cheie, asta este un key fob pe care l-am cumpărat de la Tesla, mi se pare că am dat 100 de euro pe el. Face ce face și telefonul. Închide, deschide mașina, capota, portbagajul, mă rog, farancul, portbagajul. Este un gadget drăguț, nu merită banii, pentru că tot ce ai nevoie e pe telefon sau pe cheia normală de la Tesla. Asta, așa se deschide. Cu asta vine Model 3-ul. Cu asta. Stai pe aici pe undeva. Haide, nu mă fă de râs. Hai mă, că se uită lumea la mine. Out. Dar atât telefonul cât și cheia se conectează la mașină și te simte mașina când ești în apropiere aici. Nu trebuie să faci decât chiles toată povestea. De-aia
Asta este în plus, telefonul e ce trebuie. Aplicația de mobile de la Tesla e absolut tot ce trebuie. Din ea controlezi mașina impecabil. La modul. Ai aici portul de încărcare. Ai port bagajul. Se deschide și el. Desigur și farancul, dar nu-l mai deschid pentru că pe el trebuie să-l închid manual. Adică e mecanică treaba. El doar se deschide și după aia... Hai, tot l-am deschis până la urmă. Se închide ad labam. Există și niște kituri pe internet pe care poți să le cumperi, mi se pare că pe Amazon, și îți automatizezi cum ar veni și închisul portbagajului tot din aplicație, gen. Cum se închide front bagajului, cum se închide portbagajul. Amar, nu e tehnologie NASA, e o chestie pe care toate mașinile o au, cred. Dar ăsta este exteriorul mașinii. Acum o să vedem niște cadre foarte frumoase așa pe care le-a filmat cameramanul și editorul meu Rareș. Și după care trecem la interior și vorbim apoi și de performanțe și de consum și de toate chestiile care m-au făcut pe mine în anul ăsta să zic: Doamne, ce decizie bună am luat când am cumpărat mașina asta. Interior, partea din față. Eu am optat pentru interior alb. Când îți cumperi o Tesla Model 3, ai de ales între două variante de interior. Cel negru, care este standard, nu plătești nimic pentru, și cel alb, plătești, nu știu, 1000-1500 de euro, mi se pare. Eu am mers pe alb pentru că e mașina roșie și cu interior alb, e Sanel Moș Crăciun, fix așa am și denumit-o, Santa Slay. Ei bine, interiorul este minimalist, după cum se observă. Multă lume critică faptul că e doar ecranul ăsta, că n-ai aici, știu, vitezometru și alte informații fix aici, așa, prin covering. Însă, eu vă zic doar atât. M-am obișnuit imediat cu display-ul ăsta, cu modul minimalist prin care Tesla a venit pe piață. Și vă spun și de ce. Eu am unghiul direct aici către vitezometru și nu am nevoie de nimic altceva. Plus că tableta asta este super la îndemână și este o tabletă la nivel de iPad. Deci se mișcă, fraților, impecabil, impecabil. Nu cred că există tabletă Android care să meargă atât de bine. Mie mi se pare că este un... Cel mai probabil că e același furnizor, adică unde își fac ăștia de la Apple iPad-urile așa. De acolo și-au luat și ăștia de la Tesla. O să vedem aici despre scaune și o să facem și o probă de curățenie. Eu am un scaun puțin murdar, la murdar să șica. Dar hai să vorbim despre partea asta aici așa. Eu ca șofer, cum mă simt? În primul și în primul rând, ai niște profile. Avem aici M, G, Easy Entry. Asta este când te urci în mașină ca să fie Easy Entry, să fie ușor de urcat în mașină. Și mai este Valid Mode. Asta îți limitează viteza cu care merge mașina și alte lucruri. N-a fost cazul până acum, nu am dat mașina la valet încă. M. În momentul în care ai selectat M, în mod normal ea simte oricum telefonul și știe că ești tu. Adică știe când se urcă Georgiana în funcție de telefonul ei, știe că e Georgiana, când sunt eu, ea după telefon, că când simte telefonul meu, mă simte pe mine cum ar veni. Și efectiv te urci în mașină, ai apăsat frâna și automat totul vine în profilul M. Temperatură, muzică, tot ce am eu setat, oglins, tot. Chestia asta e foarte șmecheră, adică e parcă îți citește gândurile, să zic așa, e super plăcută senzație. Nu-i bătaie deloc de cap. Spuneam mai devreme de faptul că display-ul ăsta nu mă încurcă cu absolut nimic. Asta pentru că eu chiar alternez, conduc cele două mașini. Noi avem și un BMW X3 și din când în când conduc X3-ul și alte ori conduc Tesla. Singura chestie unde mă simt ciudat e că acolo schimb vitezele, drive și parking și marșalier. Le am aici. E tradiționalul amestecător în mămăligă. Aici e pe volan ca la Mercedes. Asta e singura chestie care îmi creează un disconfort când fac switch între mașini. În rest, nu am nicio treabă cu vitezometru, nu am nicio treabă cu informațiile pe care le am în mod normal aici. Sunt foarte, foarte intuitive, adică totul e în raza mea de vedere. Totul este foarte ok. Pe lângă asta, dacă vreau să schimb piesă sau ceva de gen, mai comenzile pe volan. Ai doar două butoane aici pe volan. Asta e pentru piese, pentru muzică, pauză,
pe play pauză înainte înapoi și volumul tot de aici. Iar din partea asta la altă nu prea folosești decât atunci când conduci mașina pe pilot automat. Aici, de exemplu, aleg, setez distanța pe care să o țină mașina față de mașina din față atunci când conduc. Iar rotița asta de sus-jos o folosești ca să setezi viteza cu care vrei să mergi mai tare, mai încet, în limita legală sau sub limita legală, desigur. Vorbeam de minimalism. Ai două, aceste două selectoare, sau nu știu cum să zic, două bețe. Asta din partea dreaptă este pentru selectarea drive, neutral, reverse sau marș arier, cum zicem noi, și parking. Pentru parking apeși o singură dată aici frumos, ții apăsat ca să tragă și frena de mână. În drive dai în jos, în marș arier dai în sus. În momentul în care se activează camerele, cele două camere laterale și camera din spate, de portbagaj. Și pe partea asta ai, desigur, spălatul parbrizului, semnalul, flash-urile, o componentă foarte importantă în condusul autohton, pentru condus autohton. Super minimalistă pe partea de butoane și foarte complexă când vine vorba de sistemul ăsta, de aici, de tabletă. Dacă vrei să setezi lucrurile, totul pornește de aici, de la mașinuță, ai apăsat și de aici ai. Dacă vrei să mergi în chill mode, cum merg deseori, steering mode, sport, devine volanul mai greu de învârtit, standard, de merg pe standard în general. Ăsta e nou, stopping mode. Băi, ești nebun? Ăsta e nou, ăsta a venit la ultimul update sau la penultimul update. Până acum nu aveai opțiunea asta, dacă luai piciorul de pe accelerație, automat mașina frâna, era frână regenerativă, frâna și încărca bateria. Eu sunt acum în modul hold, este cel mai bun din punctul de vedere, maximizează range-ul la modul când ai luat piciorul de pe accelerație, ea frânează. E modul prin care și economisești plăcuțele de frână, adică nu le schimbi. A trecut un an și n-am nicio problemă cu plăcuțele de frână, pentru că ea frânează când iau piciorul de pe pedala de accelerație. Îți pare și mai chiar. Roll este pentru atunci când iei piciorul de pe pedala de accelerație, însă mașina mai merge din inerție, ca să frenezi trebuie să apeși pedala de frână. Iar creep este cu adevărat creep, l-am testat acum și e la modul, pur și simplu, dacă e în drive, mașina merge încet. Merge, pur și simplu merge, nu merge în inerție, merge. Dacă dai în marș arier, la fel, ea merge, dar merge încet. Cum bine este cameramanul meu, este pentru atunci când mergi în coloană. Dar eu pentru coloană personal prefer întotdeauna pilotul automat, că și ține banda, și ține pe mașina din față, când frenează mașina din față a frenat, când pleacă mașina din față, pleacă și ea să țină pe mașina din față. Aia e cea mai bună chestie pentru coloană. Dar uite ce fază, uite, vezi, în timp ce filmez, am descoperit o chestie nouă, pentru că asta este frumusețea Tesla. Odată la ceva timp vine update-ul și la update te mai trezești cu niște chestii noi. Ca să vă faceți o idee, anul trecut, în decembrie, a venit cu o chestie foarte șmecheră. Din aplicație, când este Sentry Mode-ul pornit, ăsta este sistemul de alarmă și de supraveghere, care consumă baterie, desigur, a venit cu opțiunea de Live Mode. Mai exact, tu vezi în timp real ce se întâmplă pe lângă mașina ta atunci când mașina este parcată și are Sentry Mode-ul activat. Chestia asta nu exista în momentul în care eu mi-am cumpărat mașina. În decembrie 2021, chiar din ziua de Crăciun, a venit update-ul și Moș Elon Musk ne-a făcut surpriza asta. Și cea mai tare fază, și asta e, poți să faci un milion de prank-uri pentru TikTok și pentru YouTube, dar eu nu le-am făcut din respect pentru oamenii pe care ar trebui să-i prank-uiesc, dar ăsta sunt eu, de-aia n-am succes pe internet. E o chestie foarte tare, poți să vorbești cu oamenii care trec pe lângă mașină. Ce faceți, mă, nebunilor? Vă cam plac manelele? Vă cam plac manelele? Animalelor? Animalelor? Hâți, jolule! Hâți, jolule! La varză măcar! Uite, pe asta, poți să fac un prank cu câinii? Nu-mi dați cancel, nu? Pe lângă claxon poți să dai și flash-uri, adică poți să faci, te joci cu mașina când mașina este parcată și în sentry mode. Acum l-am activat pe dubiosul la mic și o să latrai pe toată durata clipului. Vezi? Ce efect de domino am creat în acest clip? Hai să mergem în mașină să vă mai arăt chestii. Așa, am lămurit-o și cu software-ul. Deci, ca idee,
tot timpul îți trimite nenea Elon Musk tot felul de jocuri, de chestii, de spectacol luminos, face mașina. Am pus eu un TikTok la un moment dat cu asta. Ai show mode, care era până acum pe light mode, show, light, whatever, care era până acum doar pe Model X, mi se pare. Acum l-ai și pe ăsta. Dacă vreți, vă arăt, scrieți în comentarii și mai facem un clip, apropo, ce chestia zărea voi să mai știți despre mașina asta și nu le-am acoperit în clipul ăsta, scrieți-le în comentarii și uite, o să fac un clip cu toate lucrurile astea. Eu nu am făcut clipul de prezentare a mașinii când mi-am luat mașina, pur și simplu am făcut doar un clip în ziua în care am luat mașina și atât. Nu știu de ce n-am făcut asta și de asta poate clipul ăsta va avea foarte multă informație, inclusiv toate dumițele astea pe care le are, plus dumițele pe care le-a primit over the air în ultimul an, pentru că, așa cum spuneam, nenea Elon Musk și echipa lui super șmecheri ne trimit chestii constant. Apropo, ea are internetul ei, are cartela ei SIM, mai că eu am folosit telefonul doar ca să mă urc în mașină cu Bluetooth-ul și cu aplicația, atât. În rest, ea are internet, oriunde mă duc în lumea asta, are internet, ceea ce e super tare. Uneori, în anumite zone unde nu-i semnalul foarte bun, se întâmplă să meargă puțin mai greu. Dar nu am avut până acum o problemă la modul: mamă, nu merge muzica, nu merge harta, m-am pierdut, ajutor. Nu e cazul. Mici interferențe, să zic așa. Cred că este să se întâmplă cu orice mașină care are SIM. Deci ai controlele easy access, să zic așa. Uite, glove box. Torpedoul la mașina asta, după cum se observă, își frizmează picioarele. Nu avem buton, nu avem nimic, trebuie să apăsăm acest buton și se deschide. Sau ai și opțiunea, desigur, a comenzilor vocale. Hai, pe ăsta la altă. Open glove box. Nice, adică drăguț. Ai multe căcaturi pe comenzi vocale. Dacă zici open butthole, se deschide ăla din spate de încărcat mașina. Aia poți să zici orice, poți să zici open your mama sau ceva de genul. Dar se deschide. Trebuie să-i vedeți ața lor aia și am zis, da. Cum spuneam, de aici îți selectezi, uite, îți dau asta pe hold. Mă sperie orice, vezi, m-a spălat pe creier. Un an de zile am condus doar așa, nu aveam alte opțiuni în momentul în care luai piciorul de pe pedala de accelerație. Acum că ai, te sperie celelalte, te sperie nou, asta înseamnă că ești bătrân. Charging, de aici îmi deschid charge port-ul, dacă nu vreau să zic open your mama. Dar chiar mă merge, ia să văd, că m-am făcut curios. Open your mama. Da, mă, s-a deschis. Taci, mă, din gură, că iar pun mașina pe tine. Acum, close your mama. L-am închis. De aici selectez dacă vreau să-i fac full-ul la mașină când o încarc. De obicei o țin aici, la limita asta, până în trip. E la 90% o țin la încărcat. În general, așa încarc, pentru că este recomandat pentru a avea o viață corectă bateria. Dacă îi dai în fiecare zi 100%, o zăpăcești. Astea sunt setările de autopilot, cheile, luminile, display-ul. Mă rog, poți să merg pe dark mode sau pe light mode sau automat, noaptea se face dark mode. Ai multe, 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 multe opțiuni. Uite, dacă tot am ajuns în zona de trips, eu am făcut până în momentul de față 14.997 de kilometri. Băi, și de mână când plecăm de aici o să facem 15.000. Eu nu am resetat tripa de când am luat mașina. Am consumat 3.000 de kWh și am avut un consum mediu de 205 W pe kilometru. Asta înseamnă 20,5 kWh la 100 de kilometri. Se pare decent, având în vedere că eu chiar nu sunt un șofer cu minte. I'm a bad boy. Open your mama. Ca idee, eu am resetat asta în momentul în care am plecat în proiectul Google Recenzia de Aur 2022 și am condus 4500 de kilometri. Și am condus mai cu bun simț și am reușit să ajung la un consum de 17,9 kWh la 100 de kilometri, ceea ce se pare ok. Apropo, dacă n-ați văzut clipurile din seria Recenzia de Aur 2022, o să las un link în descriere. Am călătorit prin toată țara, am dus 24 de premii la 24 de locații, 8 restaurante, 8 cafenele și 8 hoteluri. Cele mai apreciate restaurante, hoteluri și cafenele din ultimele 100 de zile au primit acest trofeu din partea Google. Eu am fost mesagerul și vloggerul care a făcut clipuri de la fața locului. E mișto seria din punctul meu de vedere. Ok. Bă, alte setări, safety, navigație, service, mai rog, și de aici software-ul.
De aici primești notificare când să-ți faci tu update-ul cu ce chestii ne-a mai trimis nena Elon Musk. În altă ordine de idei, ai Spotify incorporat în mașină, îți conectezi doar contul, de curând au introdus opțiunea pe fiecare dintre profile poți să pui cu tu un cont, adică atunci când se suie soția mea în mașină, o detectează și începe muzica ei de pe contul ei de Spotify. Când mă urc eu mașină, începe muzica mea de pe contul meu de Spotify. Manele, manele, măi, ce aveți cu ele? Telefon așa, camerele în jurul mașinii, iau de câinele. Bă, plec. Apropo, hai să-l tarulăm. Avem o chestie care se numește aici, în toy box, care se numește boombox și megafon. Pleacă-mă de lângă mașină. Bă, n-o să pleci de lângă mașină? Bună seara, iubite, te aștept ca și bă, poți să faci multe chestii cu megafonul ăsta, inclusiv să te beși în afară mașinii. Sau Rarăș. Sau eu. Mă rog, asta e o altă jucărie care se numește Emissions. Get it? Cu gros de căcat. O altă chestie drăguță este Romance Mode. Și începe și cântă și bagă căldură. Începe să bage căldură. Nu știu ce să zic de momentul ăsta. Da. Ai Netflix, YouTube, sper să bage și HBO Max și Disney Plus și Prime în viitor, dar aici ține de deal-urile pe care le fac oamenii de la Tesla cu băieții ăștia care platformele de streaming. Și evident că te uiți la Netflix de pe pachetul lor de date, nu trebuie să faci tu hotspot sau ceva. E util atunci când încarci mașina sau, nu știu, probabil când fii mie o să vei la un moment dat. Hai tati în mașină să ne uităm la seriale sau ceva de genul. Aștept cu interes momentul ăla. În fine, haide acum. Nu se încarcă foarte repede. Se încarcă decent. Dacă ai avea Netflix pe un 486. Hai deodată. Mă rog, eu pot să ies direct de aici, l-am închis. Mișto duma. YouTube, Twitch, Netflix. Am arătat și asta. În Toybox mai ai tot felul de jocuri. Ai... poți să faci muzică. Dacă ești talentat, dar mă rog, îmi pierd timpul acum. Nu despre asta era vorba, ci despre faptul că gadgeturile astea le folosești destul de rar. Inclusiv faptul că, da, poți să te joci, într-adevăr, arcade. Ai zona de jocuri. Ai multe joculețe aici. Dar inclusiv chestia asta, când m-am jucat de două ori și de fiecare dată când m-am jucat mai mult ca să fac niște clipuri sau TikTok-uri, ceva de genul. Adică cel mult copilul tău se va bucura dacă e suficient de mare. Realist vorbind, astea sunt doar niște gimmick-uri. Nu-s lucruri pe care le folosești în fiecare zi. Dar mașina este impresionantă prin partea asta de update-uri over the air. Adică de Crăciunul ăsta chiar sunt foarte curios ce vom primi. Utilizatorii de Tesla Model 3 Standard Range Plus aveau în mod normal încălzire doar în scaunele din față. Ei bine, modelele astea care au fost create în 2021 de Standard Range Plus aveau incorporată tehnologia de încălzire în scaune și în spate, însă nu era activată. De Crăciun au primit prin update posibilitatea de a le folosi și pe cele din spate, să folosesc încălzire. O chestie foarte mișto. Nu știu ce alt producător auto mai face lucrurile astea. Asta zic că chiar scris ce va veni Crăciunul ăsta, că Moș Elon nu ne lasă așa pe uscat, nu o să ne facă un cadou. Asta este partea de software și cred că cea mai importantă chestie a acestei mașini. Duma cu update-urile over the air. Pe lângă asta, apropo de update-uri, eu și de plusurile acestei mașini, accelerația este fenomenală. Nu am cum să vă arăt, poate pe drumul de întoarcere să dau câteva tălpi ca să-l vedeți pe Rareș cum face. Fiți atenți cum îl dau pe Rareș în tetier. Și asta era accelerație din mers. M-am lipit de scaun. Aia de la semafore. Ea accelerează în 4.4 secunde 0-100. Vă rog să mă credeți că eu am mers prin țară la drum lung pe modul chill. Pentru că chiar nu ai nevoie de 4.4, dar modelul performance are 3.3. Ceea ce e nivel de Lamborghini, cred. Apropo de update, eu pot să-i fac update din această aplicație mașinii, ca în loc de 4.4 secunde să scot 100 de kilometri în 3.9.
uite aici ai 9000 de lei acceleration boost. Și chiar vreau să fac un clip cu ăsta la un moment dat. Sperăm să avem timp, Doamne ajută, și să fac update-ul ăsta, pentru că am 48 de ore la dispoziție să anulez comanda dacă nu sunt mulțumit și dau bani înapoi. Da. Asta e pe parte de update-uri și de dume care îmi plac foarte mult. Referitor la interiorul alb, când începusem discuția, hai să vedeți cum arată scaunele după un an de folosire. Eu intenționat nu m-am dus la spălătorie înainte să fac clipul ăsta, cu toate că, în mod normal, ar fi fost mișto să vedeți mașina țiplă, dar am vrut să vă arăt după, nu știu, o săptămână de folosire. Uitați, e puțin murdare aici, nu știu cum dacă am reușit performanța asta. Uite cât de ușor se ia cu șervețelele umede. Se șterge foarte ușor. Într-adevăr, scaunele au dezvoltat aceste mici vergeturi. Vedeți? Apropo de alți utilizatori de Tesla care au ceva împotriva vergeturilor. Dar se curăță foarte ușor orice, nu știu, orice mizerie. Asta e singura problemă, să zic, aceste mici, mici vergeturi care, sincer, n-au o problemă. Am văzut niște clipuri înainte să mă decid ce culoare să-mi iau la interior. Am uitat să văd, bă, cum ține interior. Și au niște clipuri pe YouTube cu interior alb pe care au turnat oamenii vin, au lăsat să se usuce. Un tip care spunea că are 3 copii și fac haos în spate acolo, colorează și toate cele, se curăță foarte ușor. Pentru că nu este piele, e un soi de vinilin, piele ecologic, e un soi de vinilin ceva care se curăță foarte ușor. Apropo, uite, mi-am dat seama că am uitat să vă arăt o chestie aici pe interior. Aici ai încărcare wireless pentru telefon. Ceea ce e foarte tare și apropo de poziția aia de acolo, o să, imediat o să... Eu nu mi-am făcut un script, după cum se observă, dar am toate informațiile astea în dosarete în minte și mi le aduc aminte pe măsură ce filmăm. Un minus pe care îl are mașina asta e că singurul sistem de GPS pe care îl ai este cel din aplicația mașinii, cel nativ, care folosește informații din Google Maps și design din Apple Maps, cred. E o chestie dubioasă, pentru că nu e același design ca la Google Maps. Din când în când își mai face un update și arată mai bine, mai bine. Poate că au bătut palma cu Google Maps. Ideea e că nu ai Waze. Și pentru noi românii, Waze-ul e sfânt. Însă, e o chestie pe care o rezolv foarte ușor, punându-ți telefonul aici. Adică se și încarcă, nu e nicio problemă. Dar nu folosesc atât de des de Waze-ul, apropo, adică... Din punct de vedere al spațiului din interior, în spate, aici, într-adevăr, mi se pare cam înghesuită situația. Scaunul acum este dat în easy entry, deci foarte mult în spate, dar hai să-l dăm pe M, ca să vedeți cum stă săraca Georgiana când conduce nebunul de Marian. Nu e foarte generos spațiu, plus pentru că ai bateriile în podea, stai cu picioarele puțin, cu genunchii puțin mai sus decât în mod normal. Pentru mine nu e confortabil, adică mai stau din când în când cu Noel când mai trag un șper și conduce Georgiana, mai stau eu în spate, nu stau foarte confortabil. Și mai e o chestie, uitați-vă cât spațiu ai aici la cap. Adică dacă a luat Georgiana un dâmp, bam, bam, trapul. Fac treabă. Da. E ok, dar nu e wow. Cred că la Model Y situația stă mult mai bine. La X sau la S cu siguranță stă 100% mai bine. Calitatea asta a scaunelor mi se pare foarte bună, adică vinilul ăsta care vă ziceam. Aici e totuși un plastic care mi se pare puțin cam cheap. Nu mi se pare de... Nu mi se pare wow. După care ai aici așa o chestie de piele unde, mă rog, poți să ții tu chestii piele. Tot vinilin probabil. Hai să deschid geamul, ușa, ca să se vadă puțin. Da. Ai portul USB-C aici în spate pentru să încarci telefonul, ai astea pentru ventilație și aici în față ai două porturi USB-C, eu aici încin chestiile. Unde sunt, mă, băiete? Păi nu le folosesc niciodată. A, nu, aici e priza 12V și porturile USB-C sunt aici. Uite, aici sunt. Aici ai, mod normal, o, cum să zic, un spațiu mare, tăvița asta am luat eu separat. Uitați-vă ce haos aici, pungi pentru să și ca ochelari de soare, carcasă de pusă de iPhone. Am cumpărat eu această tăviță separat de pe Amazon, am luat-o și, mă rog, acum am separat, am două spații aici. Referitor la materiale, pentru că am văzut de-a lungul timpului niște comentarii
dubioase vis-a-vis de calitatea materialelor din Tesla, pe care le are Tesla la interior. Din punctul meu de vedere, Model 3-ul este foarte, foarte mișto. Plasticul nu este ieftin deloc, foarte plăcut la atingere, foarte plăcut la vedere. Pielea asta, vinil, nu, să nu știu ce, pielea ecologică, foarte plăcut la atingere. Aici avem o alcantară așa, cum avem și pe ușă, super plăcut la atingere. Mie, din punctul de vedere, și uite, întrebăm, Rareș, tu ai mai mers cu mine. Cum se pare că este interiorul, la calitatea materialelor, la atingere? Calitatea e bună, e foarte simplist așa și... Dar poate... se simte plăcut la mână, adică... Da, nu? Da. Adică nu e nimic ieftin aici, e gumos aici, așa, te vezi? E ca o gumă. Adică e o calitate corectă pentru mașinile din range-ul ăsta de preț. Asta simt și eu, asta simt și eu. Iar cât despre troncănit, roznit și alte chestii ați mai văzut voi pe TikTok, nu am nicio problemă de gen. Nicio problemă, nu știu cum să fac. Nu am probleme, adică nu scârție, nu troncă, ne-a mers la drumul lumea sus 4500 de km în ultimele două luni și a fost țuț, nicio problemă n-am avut. Volan, astfel, pielea asta e pe volan, super plăcut la atingere. Deci sper că am lămurit și partea asta a materialelor, mie mi se pare că e super ok. O chestie care mă... ceva trebuie să facă, parasolarul ăsta este magnetic. Nu pică într-un, nu știu cum se zice, cărlic sau ceva de genul. Deci e magnetic. Vedeți? E, când e soare afară și fix atunci în momentul ăla tu conduci și ești la modul, bă, vreau repede să folosesc parasolarul, faci chestia asta și, bă, ce se întâmplă? Și ești la modul, aoleu, știi? Fix când îți obturează vizibilitatea, știi? Da. Asta nu-mi place, adică preferam un cărlig în locul acestei dumițe magnetice, ca să fiu sigur că fac așa și stă așa. Dar credeți-mă, atunci când conduci, te trezești că ajungi cu ăsta pe parbriz și e foarte dubios. Asta nu-mi place. Dar, exceptând chestia asta și faza cu Waze-ul de care v-am zis, n-am probleme. Consumul îmi pare bun, autonomia reală, condus normal prin țară, 420 de km. Dacă te dai la ea pe autostradă, evident că îți consumă mult mai mult, dar super mulțumit. Adică, concluzie, că deja m-am lungit foarte mult în clipul ăsta, mașina este cea mai bună achiziție pe care am făcut-o în 2021. Și pe urmă și 2022, adică sunt foarte mulțumit de mașina asta, foarte, foarte mulțumit. Ionesca este nebunită după ea, chiar acum când am plecat să filmăm, ea trebuia să plece la un eveniment și mi-a zis: și pleci cu Tesla? Păi da, că trebuie să fac un clip de Tesla. Ah, bine, atunci o să iau Uber. Adică n-ați zis că ia cealaltă mașină. Asta pentru că mașina este cu adevărat specială, se conduce impecabil, stă foarte bine la condus, la drum lung, prin oraș și foarte confortabilă, la drum lung e confortabilă, ai zice că suspensiile sunt puțin dubioase pentru genul ăsta de mașină, dar nu, gropile nu se simt atât de... Adică am condus mașini cu pretenții care nu ți oferau confortul pe care ți-l oferă mașina asta. Repet, mașina asta este cea mai bună achiziție pe care am făcut-o și da, este cumpărată pe banii mei, mi-a trimis-o Elon Musk. Acest clip nu e sponsorizat sau ceva, este feedback-ul, este părerea mea total nefiltrată vis-a-vis de Tesla Model 3 Long Range 2021. Pentru că sunt un haos uman, eu nu mi-am făcut un script vis-a-vis de mașina asta și cel mai probabil am arătat niște chestii pe care trebuie să vi le zic. Tocmai de asta am rugămintea la voi să mi le scrieți în comentarii, adică purăstățile, lucrurile pe care credeți că nu le-am atins și promis să fac un clip de update cu informațiile respective. Concluzia este clară, sunt foarte mulțumit după un an de zile, 15.000 de km conduși cu mașina asta, sunt foarte mulțumit de ea, mi se pare bună și ca mașină de familie. Eu, Georgiana, Noel și Sășica am călătorit cu mașina asta, am fost în luna... Deci noiembrie, final de noiembrie anul trecut în Austria, eu cu Georgiana și cu Noel și era plină de bagaje. Portbagajul a făcut față cu brio, e destul de spațios și cum spuneam aici am mai pus și în față câteva chestii. Bună ca mașină de familie, bună ca mașină de burlac, să faci haos, atrage priviri, factor wow este acolo. Și după un an și s-a umplut orașul de mașini de Model 3-uri. Chiar și după un an, lumea se uită la mașina asta și fac poze cu mașina asta. Am o groază de filmări pe Sentry Mode cu copii care vin și fac poze cu mașina. Nu știu dacă își fac poze pentru că știu că e a mea sau pentru că uitați-vă la ea ce frumoasă e. Mașina are factor de wow, este super utilă, super eficientă,
foarte mulțumit de ea. Dacă vă bate gândul, fraților, să vă luați, luați-vă, că nu o să regretați, cu amendamentul că ar fi bine să aveți, să știți sigur unde aveți să o încărcați, adică când stați la casă, pentru că e cam haos în perioada asta la stațiile de încărcare. Ați văzut și voi ce curse se fac în promenada în București cu indivizii care vor să-și încarce mașinile Tesla Moca. Eu stau la casă, am scos frumos cablu, am încărcat-o. Ăsta este singurul watch-out important. În rest, luați-vă cu încredere. Ăsta a fost vlogul, gata, mamă cât am vorbit. Sunt foarte curios cât o să aibă clipul ăsta, cred că jumătate de oră ca popa. Da. Spoiler la editare are și... Nebunule! Ce dubios am fost. Am ajuns în acel punct al vieții. De ce stau cu mâinile așa? Open your mama!